Săptămâna doamnelor, bună ziua domnilor, bine ați venit la galeriile Alfa ale Complexului Muzeal Iulian Antonescu, la ediția vernisajul expoziției, ediția a doua a expoziției Generații-Generații. O legătură formată cu greu și cu drag între profesor și elev. Este un gând frumos dezvoltat de doamna manager Carmen Voicei, managerul Școlii Populare de Artă, în colaborare, noi suntem gazdele Complexul Muzeal Iulian Antonescu, prin am oferit această galerie. Și iată că se întâmplă a doua oară, consecutiv, să expunem, să expuneți elevi alături de profesori, profesori alături de elevi. Ca și data trecută, aș vrea să subliniez și de câte ori prin microfonul astfel de expoziții făcute în colaborare cu Școala Populară de Artă, pentru cei care vor căuta așa într-o istorie artei băcăvane, faptul deosebit prin substituirea în mod frumos, prin ajutorul pe care l-a dat Școala Populară de Artă atunci când Liceul de Artă a fost desființat, la începutul anilor 80, am o legendă vie a acelei perioade, domnul profesor Aurel Stanciu, care a pus și bazele alături de Gheorghe Velea a reconstrucției Liceului de Artă în Bacău în anii 90. Deci, practic, a preluat funcția de a da profesionalism artelor. Și-au găsit profesorii, acolo mergând, cei care, elevii rămași cumva în afara sistemului, alături de amatori, s-au grupat, au avut parte de învățământ profesionist de cea mai înaltă clasă, dată de profesori, și e bine să-i numesc pe mulți dintre ei, pentru că Ilie Boca, Vasile Crăiță Mândră, Radulian, Voicu Alexandrescu, un profesor absolut dedicat și a lăsat cumva arta deoparte și a fost doar profesor și se mândrea cu lucrul ăsta și spunea, mă dedic învățământului nemaicreând pentru mine, pentru că sunt atâția care creează. Deci era un, poate domnul profesor Aurel Stanciu o să vă mai spună, ce atmosferă era atunci la Școala Populară de Artă și cât de sus și valoroasă era. Bineînțeles, ea a continuat și a rămas aproape de cei care își doreau să creeze, să evolueze în acest domeniu frumos, pentru că există așa cumva fuga asta mai nouă așa de școală și fuga chiar de termenul de amator. Pentru că nu este ceva de care să fugim, să ne spunem independenți. Independenți de ce? De școală? Nu. Școala ajută. Și formarea, și profesorii, și faptul că și cei care predau au trecut în aceste, de multe ori, nu furci cu caudine, ci construcții. Pentru că școala, dacă o privești serios, are o parte extraordinară și învețe. Încet, încet, după ce ajungi la o maturitate artistică, începi să lucrezi tu cu tine. Sunt multe de zis despre Școala Populară de Artă și rolul ei în arta plastică băcăoană și nu numai. Am înțeles că au fost astfel de expoziții și la Iași. Iași nu a trecut prin așa ceva. Liceul de Artă de la Iași a rămas în continuare. Erau trei orașe cu Liceul de Artă, București, Iași și Lujba. Da. Vă mulțumesc că sunteți prezenți. Felicitări celor care expun. Se pot confunda așa cu profesorii, nu mai știi care sunt elevi, care sunt profesori. Și nu știu acum care sunt. Bineînțeles, vedeți, pesimezi, am revăzut lucrarea lui Velea, unde îl propunea lansurat pe domnul Stanciu, ca să vedeți încă de când era. Deci numărul e adevărat scris acolo de regretatul Gheorghe Velea. Nu știu dacă domnul profesor mai are numărul acela, poate soția, dacă era un număr de fix. Sunt lucruri interesante. Vedeți și felul cum i-a abordat, și revin la profesorul Stanciu, acolo văzut de bunul lui prieten Ovidiu Marciuc, regretatul profesor, Bacău a dat profesori mari
Și îmi pare rău că ar trebui să facem în foarte multe sări expoziții, pentru că sunt generații întregi care au trecut prin mâna acestor profesori. Și mă refeream la Ovidiu Marciu, câți graficieni care au intrat în numele acestor plații, că sunt artiști buni în țară și foarte multe nume, nu vreau să cer sau să sar peste nominalizarea unui profesor, dar fac parte nu numai din tot revin, să vă zic, Vasile Crăiță Mândră, Pristavu, Ștefan Pristavu, că a fost, era cu ziua lui Răstanciu și trec de la una la alta, azi este a lui Pristavu, să le spunem la mulți ani. Ei însuși, elevi a unor artiști mari, Vasile Crăiță Mândră a fost elevul lui Ștefan Constantinescu, unul dintre cei mai mari muraliști ai României. Ștefan Pristavu al lui Mihai Cămăruț, unul din acuareliștii mari. Și acuarela lui Pristavu, se vede că e lucrată sub egida acestor nume. Vă mulțumesc. Îi dau microfonul lui Carmen, care este sufletul acestei expoziții. N-ar fi avut loc dacă nu era doamna manager Carmen Voisei. Mulțumesc foarte mult, Dionis. Încă o dată, mii de mulțumiri pentru anotare, pentru ajutorul care mi l-ai oferit. Vreau să zic că chiar m-ai uimit cu aranjamentul. Foarte frumos. Mai frumos decât prima ediție. Țin să mulțumesc și conducerii Complexului Muzeal Iulian Antonescu, domnului Alin Popa. Mulțumim conducerii Consiliului Județean pentru că ne favorizează tot timpul bucuria de a avea câte o activitate artistică destul deosebită și țin să păstrăm un moment de culegere pentru cei care nu mai sunt, pentru artiștii care au plecat să picteze la Dumnezeu. Ar fi bine să le reamintim numele. Sunt lucruri, m-am impresionat, o văd pe Carmen Dima, colega mea, alături de regretatul ei frate, tot profesor, Joe Vădova. Și sunt lucruri frumoase și păcat să nu le reamintim numele. Măcar să-i intre așa în memoria noastră, nu ne vrem. Încep cu, da? Cel mai bine. Și atunci... Dacă sunt socotit cel mai, nu știu cum așa, am gestit, dar de fapt cel mai tânăr, să știți. În primul rând, sunt cei care au întemeiat atât Școala Populară de Artă, întemeiatul, cât și Liceul de Artă. Să știți că Liceul de Artă a existat, a fost numai clasele 1, 4 sau 8, la muzică. Și apoi s-a înființat Liceul de Artă, datorită unor oameni deosebit. Cel mai crâncen, cel care s-a bătut cel mai mult, a fost Gheorghe Vela. Lui trebuie să-i mulțumim de existența acestui liceu și apoi sistemul de predare. El a fost cel care a inițiat cu bani prin sponsorizări de tabere. Cei care sunteți aici, poate vă mai amintiți, poate ați fost și voi, tabere care durau 3 săptămâni la Poiana Sărată. Mâncau și ciupeci, nu mai știu. Dar era frumos. Atât de frumos și romantic au mai fost. Și copiii aceștia au lucrat într-adevăr deosebit și astăzi sunt din trânsii care știu eu un artist foarte bun, pentru că acolo au învățat mai mult decât la ore. Acolo toată ziua lucrăm, peisaj, făceam, studiam. La ore făceai ore respectivă, suna clopoțelul afară, trebuie să la ora. Din coața, la Școala Populară de Artă, un rol foarte important l-a avut Ilie Boca. Cum a intrat Ilie Boca în Bacău. Da, stați așa. Și a început și școala să meargă. Deci el a fost cel care în jurul lui s-a înființat. Și acum să pomenesc pe cei care au contribuit foarte mult. S-a însoiat cu Gheorghe Vera, un om deosebit, Petre Pinca, un sculptor, chiar dacă era așa mai de rompitor și un profesor foarte bun. Elena Pârlea,
profesoara de artă decorativă, care a dat una din cele mai o personalitate deosebită a picturii și artei românești, pe Daniela Vișoreană, astăzi profesor universitar la Academia de Arte din București. Una din cele mai deosebite, cele mai renumite artiste din România. Apoi, am mai spus, pe Ovidiu Marciuc, un tip introvertit, dar de un talent deosebit și un profesor la fel de bun. Păcat, am murit de timp tânăr, dar, mă rog, Dumnezeu ne ia atunci când s-o cotește el. Dintre profesorii care au fost la Școala Populară de Artă, Voicu Alexandrescu, așa cum spunea și Dionis, Voicu Alexandrescu era cel care s-a dedicat, practic, mai mult pentru copii și mai puțin pentru el. Păi eu cam pe ăștia-i mei știu, doamne. Cine? Am spus doamna Pârlea și am spus mai mult decât atât, că a fost profesor. Doamna Elvira Ienea a fost profesoară la clasele 5-8. Deci eu vorbesc de partea de liceu. Deci când s-a înființat liceul, la înființarea liceului, ce să facem? Trebuie să păstrăm o moment de recolezire pentru acești oameni și pentru cei profesori la clasele 5-8, doamna Elvira Ienea, doamna Șendrea, a avut și teori acolo, într-adevăr, eu atâta știu. Vă rog frumos. Păi spune pe Geo Văduva că la liceu, da. Păi am mie, Geo Văduva, exact, cu asta am uitat. Legătatul Franț, chiar ce? Dacă n-a fost profesor și faptul că a avut... Ăsta sunt elevi, eu vorbesc de profesorii care au activat în cadrul școlii. Deci ceilalți mulți sunt care sunt dintre elevii, Paiu și mai sunt și alții care au mai fost. Dar vorbesc de profesor. Oricum, în gândul nostru, dacă am uitat ceva, ne pare rău, dar trebuie să pomenim și păstrăm un moment de recolegere pentru toți cei care au contribuit la dezvoltarea acestor două instituții de cultură plastică, Școala Populară și Liceul de Artă. Vă mulțumesc și acum, dacă tot mi-ați dat telefonul în mână. Nu pot să fac o comparație sau cum, nu știu cum să vă spun. În primul rând, activitatea plastică din prima sesiune sau prima ediție, e vorba, îi spun activitate plastică, pentru că cei doi care s-au implicat, domnul Mititelu Iosif și doamna Voiței Carmen, au mers pe ideea empatiei față de școală. Și profesor, și elev. Dacă a existat chestiuni de acestea cu bătul în roată, e treaba celora, dar tenacitatea acestor doi oameni este deosebită. Cine vrea să vadă cum se organizează o expoziție, vă rog să se înscrie, doamna Voiței, oricât primește oameni voluntari ca să muncească. Dânsa n-a primit bani, a cheltuit bani. Și pentru treaba asta trebuie să felicităm chestii. Cei doi, domnul Iosinui, măcar este un artist plastic, dar a făcut liceul de artă, este jurist. Dar vrea să aducă elevii aici, întâlnirea generațiilor. Pentru că liceul de artă merita să facă treaba asta, un cocat, un album, ceva. Nu s-a făcut, mă rog, nu s-a făcut. Felicitări celor doi care s-au zbătut și au realizat. Dacă anul trecut, expoziția care a fost, mi s-a părut acum 2 ani, mi s-a părut poate una din cele mai frumoase expoziții organizate în anul respectiv.
Au venit cu foarte mult drag, foarte mulți foști elevi, profesori și au participat la această expoziție. Nu vreau să mă implementez, dispute sau altceva. S-a realizat una din cele mai frumoase expoziții cu tema aceasta, generație, generație. Anul acesta, mai ales că au fost dispute, mă rog, Școala Populară de Artă. Doamna Voiesie, anul acesta a făcut o șmecherie foarte frumoasă. I-a unit. Și acum să vorbim și de Școala Populară de Artă. Școala Populară de Artă s-a dezvoltat foarte mult și mulți artiști naivi din Bacău, care au fost, mă rog, enumerați pe semiezii naționale, Catinca Popescu, că eu nu mai spun de Mărica, este un reprezentant deosebit, a făcut și liceul de artă astea, un pictor deosebit. O să vedeți, poate este cel mai reprezentativ pictor de artă naivă. Și i-au unit în această grupare care se numește Generație Generație. Cealaltă parte a liceului, îmi pare rău că din partea liceului nu văd pe nimeni aici, dar mă rog, asta altă problemă, e problema lor chiar problema lor. Velea a fost cel care s-a zbătut. Așa cum era el, morocănos, sigur, cunosc, nu bine, foarte bine, și cum lucrea ca peisagist. Dar dorința de a face, de a-și oferi bani, orice, și mulți dintre dumneavoastră care au fost elevii lor, lui, au primit chiar materiale, când am zis, erau, nu se găseau ca acum. Deci Velea a fost unul din cei care au coordonat activitatea liceului de artă și a dezvoltat, doamna Pârlea, Dumnezeu să ordinească, venirea lui Ovidiu Marciuc a adus o notă în plus în grafică, în construcție și era o unitate deosebită, era o plăcere. Mai erau mici discute, discuții, dar discuții plăcute. Căiță mai a venit, deci o grupare de artiști care a dus liceul de artă ca un liceu deosebit de important. Pentru că este, ca să vă spun câteva lucruri realizate de liceul de artă. Liceul de artă a realizat prima expoziție și tabără de sculptură în lemn, cel puțin două mașini, butuși din lemn, datorită românției la Bacău, am adus în tavla Panasarată. Îmi pare rău că unii nu înțeleg. Școala nu este a profesorilor, oameni buni, este a elevilor. Au scos lucrările elevilor din parcul de acolo și au pus lucrările, mă rog, dacă este. Eu știu cu ei, dar nu mai comentez. Deci era voie să fie lucrările elevilor. Vreți? Vă aduc documente cu expoziția la mine acasă, se găsește tot ce vrei legat de liceul de artă. Când doriți, s-a realizat datorită lui Velea, vă două, trei taberi cu banii prin sponsorizări, apoi s-a realizat taberi de creație prin Ministerul Învățământului, unde s-a editat reviste, prima revistă, cine dorește, nu știu dacă mai am dubluri prea multe, dar pot să ofer această revistă care se numește Semn. Și o să vedeți că nu este o revistă oarecare. O revistă unde au participat elevi și de la liceul de artă din Iași, din București, din Chișinău, de toată țara. Deci, un lucru deosebit. Și tot liceul de artă, ca dovadă că grupul ăla de oameni pe care l-am numit eu, a realizat două ediții de olimpiade. Știți ce înseamnă să organizezi olimpiadă? A doua olimpiadă care s-a organizat la Bacău, unde s-a luat ca model, pentru că Baia Mare și-a bătut joc, când am fost eu cu Ovidiu Baciu și nu vreau spun cum am dormit, iar a doua, când a scăpat Ministerul și-a băgat liceul de artă, absolut toate secțiile, plastică, muzică, balet, nu mă știu. Și când? În perioada Paștelui. Și am rezolvat-o și pe asta. Vă rog frumos, interesați-vă în țară să vedeți ce licee din țară de artă au organizat asemenea olimpiade.
De aceea liceul de artă este foarte important. Ca să nu mai spun tabere, 17 tabere, plus concurs, prima expoziție națională organizată la Ministerul Învățământului. Organizarea unui grup ATC-uri care au fost la Bacău, Iasu, Chișinău și așa mai departe. Asta e partea, să spun, de... mai sunt și alte, nu le împungăți foarte multe. Deci am vrut să spun că liceul de artă Bacău este văzut în țară ca un liceu deosebit. Sper ca cei care sunt acolo să țină liceul măcar pe aceeași treaptă, să chiar dacă coboară nu prea jos, pentru că ca să te ridici sus, când erau licei mari, Iași, Cluj, Timișoara, Constanța, Bucureștiul, nu era ușor. Aceste licee, din care le-am numit eu, sunt licei numai artă plastică și muzică, separat. Dar nu a fost, mă rog, așa a fost condițiile și s-au făcut împreună. Iar ce este mai important este că olimpiadele naționale, care s-au derulat ani de zile, absolut niciodată liceul de artă n-a plecat cu mâinile goale la un concurs. Să țineți minte că activitățile, probele care se dau la liceele de artă sunt probe foarte subiective. Deci trebuie să fii tare ca să impresionezi jurul ăla din 3, 4, 5 personaje. De aceea, ce au făcut cei doi, Carmen și cu Iosif, a făcut un lucru deosebit pentru că au arătat că liceul de artă Bacău au scos în evidență. Școala populară. Haideți să imediat și școala populară. Nu știu, eu spun ce știu. Eu nu pot să se inventez. Au scos în evidență niște artiști deosebiți. Am spus de Vișoreanu Daniela. Este la Piața Neamț Potop. Ștefan Potop, un pictor de o președinte de Uniunii, în sfârșit, Carmen Crețu. Mihai Olteanu. Cine? Mihai Olteanu. Mihai Olteanu, mă rog, sunt foarte mulți. De fapt, care e problema? Dumneavoastră de citit pe din perspectiva școlii populare de artă, cel mai bine este cea care cunoaște liceul, școala respectivă, directorul școlii, nu-i corect? De aceea... Vă mulțumesc foarte mult, domnul profesor. Vreau să mulțumesc, în primul rând, elevilor Școlii Populare de Arte și Meserii, apoi Iordiela Rusternica, care au participat la această expoziție, pentru că este prima dată când sunt înconjurați de mari maestri. Și îi vin din urmă cu darul oferit de la maestrilor. Vreau să urez la mulți ani Școlii Populare, pentru că anul acesta împlinim 70 de ani de existență. Vreau să mulțumesc tuturor profesorilor care s-au implicat în această activitate și întregului colectiv de la Școala Populară de Arte și Meserii Iordiela Rusternica. Vedeți că avem și un nume, un nume a unui mare dramaturg, scriitor, Ion Ghelu de Sternica, care mi-a fost și mie profesor. Și la mulți ani, domnul profesor, și la mulți ani tuturor celor care sunt născuți în luna ianuarie. Felicitări expozanților, să știți că am anotat după lucrări și nu după nume. Felicitări încă o dată, dumneavoastră ați făcut posibil această expoziție. Vă mulțumesc! Vizionare plăcută! Dar nu vă grăbiți a privi lucrările. Pe sineză sunt foarte multe idei. Stați puțin și priviți-le cu atenție. Și trați-le prin sufletul dumneavoastră. Felicitări! Am închis microfonul. Am vocea puternică și o folosesc fără.